Toate obiectivele foto și video sunt prevăzute cu diafragmă. Un set de lamele dispuse concentric ce lasă să treacă prin obiectiv fascicolul de lumină necesar pentru formarea imaginii pe senzor sau film. Valorile diafragmei sunt un șir de numere crescătoare ce reglează intensitatea acestui fascicol. Setarea unei valori a diafragmei implică mai mult decât ajustarea cantității de lumină acceptate prin obiectiv. Ea reglează și câmpul de claritate în imagine, adică până la ce distanță imaginea este clară în fața și în spatele punctului de focalizare. În era digitală, diafragma se reglează electronic, dintr-un buton, meniu sau combinație de butoane ale camerei foto. Alegerea unei diafragme deschise, precum FP2.8, poate rezulta într-o imagine cu un subiect foarte bine evidențiat în prim plan, clar, față de fundalul complet neclar. În obținerea acestui efect, diafragma poate fi ajutată și de către distanța față de subiect, lungimea focală a obiectivului, precum și dimensiunea senzorului,